Pentru piraterie digitală. Conform articolului 205 din Cod Procedură Penală. Nu știu dacă știți asta, dar pirateria, chestia aia pe care toți am făcut-o și pe care poate unii dintre voi încă o fac pentru firme, pentru programe și așa mai departe, este ilegală. Nici prietenii mei nu știu dacă știu asta, dar știu că astăzi vor afla cu siguranță, pentru că astăzi m-am costumat în mascat, mi-am luat alți 3 prieteni actori, s-au costumat și ei în mascați și mergem peste ei să-i verificăm. O să mergem la editorul meu, la Review, cel care meditează videoclipurile pentru YouTube, la Gami și la Zbâr. Dacă voi luați unitate, aveți acces la platformele mele de social media, nu se pare corect, că puteți face ce vreți. Nu, păi dumneavoastră veniți cu noi la secție, stați liniștit. Ei nu știu nimic, nu e nimic regizat, eu o să am o mască pe față și nu o să zic absolut nimic, doar la final îmi dau masca jos să vedem ce reacție o să aibă. Am ajuns în fața la Vulpescu. Vulpescu e unul din editorii cu care eu lucrez și e și un prieten de-al meu. E un tip la 20 de ani așa, care n-a greșit cu nimic niciodată, editează foarte bine. Venim peste tine, Vulpescule. Gata, intrăm în personaj, nu mai vorbim nimic, în personaj. Bună ziua! Vulpescu Liviu Gabriel? Da. Avem un mandat de percheziție aici la dumneavoastră. Sigur. Se poate aprinde pe lumina? Da, bine. Să vă spunem și de ce am venit, da? Da. Pentru piraterie digitală. Ok. Conform articolului 205 din Cod Procedură Penală, aici se presupune că săvârșiți fapte de infracțiune digitală. Adică programe piratate. Programe piratate. Da, am înțeles, ok. Folosiți așa ceva? Aveți licență? Pe firmă, pe toate device programele pe care ne puteți arăta și nouă, vă rog frumos. Aveți un dosar cu așa ceva? Colegul, te rog frumos. Pe firmă, Premier Pro. Se poate? Să vă arăt sau... Cum doriți? Dumneavoastră. Ca să nu insinuați că facem noi ceva. N-am de ce să insinuez absolut nimic. Deci pe Premier Pro licența este în momentul de față expirat ieri. Păi cum este o licență trial. Este o licență plătită lunar. Se poate să ne arătați și nouă buletină noastră? La aveți la noastră? Este în mașină. Ok. Mergem pe urmă la mașină. Nicio problemă. Și dacă a expirat, de ce n-ați plătit în continuare? M-am ocupat momentan și e trial, adică nu e luată de pe net, este tot programul original, doar că este în 7 zile gratuite. Am înțeles. Cum să vă mai arăt? Licența de Windows. Windows. Da. Activation. See Windows is activated. Digital license into your Microsoft account. Și este contul meu de Microsoft. Cum putem verifica, colegul? Putem verifica... Ia să văd aici, se poate vedea dacă apare acel activation. Ah, sigur, nu apare nimic, bineînțeles. Ia să vedem. Nu avem. Este activată și pot să vă arăt contul. Microsoft account. Este contul meu personal. Vorbesc cu Liviu Gabriel. Vă arăt buletinul, vine ca să vedeți că e același. Am înțeles, da? Nume. Dar astea sunt singurele programe pe care le folosesc. Dar aveți licență pe ele? Pe da, fiecare? Este licență cumpărată Creative Cloud pentru toată suita. Poți să vă arăt o factură pe care am da, făcut. Da, ia, vă rugăm frumos. Factura este mult mai... Gmail.com. Dacă îmi permite, da, sigur. Ce-i colegul? Păi, e expirat... Expirat februarie 15-2021. Da, și ea suntem în 17. Da, și am licență trial, adică este în continuare, adică eu nu am downloadat programul de pe internet, de pe torrent. Ce alte programe mai folosiți? Da, nu am downloadat programul de pe internet, de pe torrent, sunt programele originale, că am contul meu. Conform informațiilor pe care noi le avem, avem informații că ați piratat de pe Pirate Bay. Este adevărat? De pe Pirate Bay? Da. Aveți programe descărcate de pe Pirate Bay. Programe descărcate de pe Pirate Bay. Stai să văd ce programe am în calculator, nu știu ce ar putea să... Intrați în history, vă rog frumos, să vedem. Da. Acolo cred că putem. Sunt de acord, da. Și pe lângă aceste programe mai avem și alte informații, că ați descărcat niște filme... Cu conținut... Cu conținut XXX. De pe IP-ul ăsta de aici? Da. Este calculatorul de firmă. Păi, dar noi nu știm, ne arătați în history, vă rugăm frumos. Verificăm. N-am o problemă dacă se găsește așa ceva, sunt complet răspunzător pentru absolut orice, nu... Dar știți că se pedepsește cu închisoare. Eu vă înțeleg, dar nu am Pirate Bay. Nu am în browsing. Ia verifică tu, colegul, lăsați-l, vă rog frumos, pe colegul meu. Sigur. Dacă... Adică puteți să, dacă aveți niște date pentru... Prezentați-i mandatul. Mandatul de percheziție. Sigur.
A, deci este pe firmă, ok. Da, da, da. Firmă. Păi n-am venit la persoana Vulpescu Liviu Gabriel. Am înțeles, da, da, da. Am venit la LV Film Studios. Păi atunci mai avem un calculator al colegului meu pe care trebuie să-l verificăm. Păi îl verificăm și pe acela, da. Acela. Vă rog frumos să-l deschideți. Trebuie să cer parola de la colegul imediat. Cereți parola, vă rog frumos. Cum să nu? Dumneavoastră sunteți administratorul, nu? Da. Și colegul este trecut în acte pe firmă sau? El face muncă de voluntariat momentan. Știți că pentru munca de voluntariat, dacă el are ceva, dumneavoastră să fiți arestat. Știu, știu. Am înțeles. Adică nu putem să-l arestăm pe colegul. Evident, e muncă de voluntariat. Te rog să vii repede la studio, că au venit niște domn polițiști cu un mandat de percheziție pentru piraterie digitală. Bă, nu am cum să ajung. Poți să te ocup tu să-mi deschizi tu la mine? Vezi deschid, da. Poți să-mi spui în ce browser să mă uit, în ce browser folosești, Chrome, nu? Chrome, da. Eu am Opera. Ok, mai zi o dată, te rog frumos, Pinu. Ai ceva de genul ăsta, vreau să-mi fac griji sau că eu n-am? Nu. Mamă, nu cred. Serios, nu cred. Ai intrat pe The Pirate Bay? Nu. Te rog frumos, colegul. Ce programe folosești la care ai licență, în afară de Windows? Că la Windows știu că ți-ai luat licență, că te-am obligat eu. Tocmai ca să evit aceste probleme. Foarte bine, foarte bine. Vezi și de filme, te rog frumos, filme de ochiate. Bine, da, într-adevăr. Păi, dacă... Poate s-a uitat omul la... Da, era vorba de download, că dacă folosești un site gratuit, bănuiesc că nu e o problemă. Un genul ăsta. Da, un site gratuit și, de... Și Luis mai departe avea o problemă. Da, înțeles, ok. O problemă foarte mare, te arată. Da, înțeleg. Are piraterie digitală. Piraterie digitală, asta înseamnă, da. Hopa! Ia să vedem. Hopa! N-are treabă, este X-Hamster, este un filmuleț de pe... Da, filmuleț, dar... Păi este pe internet, adică este online. Este un site pornografic gratuit. Unde e? În history sau unde ai găsit colegul? Da, nu e în calculator, nu l-au păstrat în... Nu, stai să caut în calculator. Te rog frumos să cauți, că... Putem să botați cu același... Oricum, pentru chestia asta o să trebuiască să veniți cu noi la secție. Sigur, nicio problemă. Da, vă rugăm frumos să vă îmbrăcați, să vă încălțați. Trebuie să discutăm chestia, adică să vă explic înainte. Filmulețul este văzut la secție. Un site... La secție vorbim. Adică nu era în... La secție vorbim. Bine, am înțeles. Bine, Daniel, este contul lui. Ok, da. Mă îmbrac, îmi iau actele și... Da, vă rugăm frumos, da. Haideți. Mulțumesc frumos. Va trebui să dați o declarație pentru cele întâmplate astăzi și să consemnăm într-un proces verbal. N-am nicio problemă, cu absolut nimic. După cum am spus, chiar n-am nimic de ascuns. Da. Sunt într-adevăr puțin. Sper că nu s-a întâmplat niciodată asta. Bă, înțeleg, dar asta este... Evident. Asta este situația actuală. Ce trebuie să... Ați spus? Buletinul să-l aveți la dumneavoastră. Din mașină. Merg cu mașina noastră? Păi da, cu noi mergeți cu mașina. N-am fost niciodată arestat, nu știu cum se... Nu, sunteți încă arestat. Da, corect. Dar veți fi domnul Liviu Vulpescu. Mie. Bă, dar cum aveam un video, dar ți-am zis că îți trimit un video azi, mi-ai zis că n-ai timp de el, așa ceva. Ce fac, lucrez. Editez pentru Jaxi. Doamne, ferească Dumnezeu. Mamă, deci... Mama e polițistă, ca să înțelegi. Și chiar arată pe bune, m-am dat-o, asta era problema. Da. Între timp s-a noptat, băieți, am ajuns în cartierul în care stau Gami și Zbâr, pentru că știți că sunt vecini de cartier. Bă, băieți, întâmpinăm o problemă severă. S-a luat curentul în jumătate de cartier, inclusiv aici, la casa lui Gami, a picat curentul. Hai, mergem? Hai. Gata? Hai, băieți. Hai, la acțiune, îl arestăm. Deschideți, poliția! Bună seara, Andrei Gabriel. Da. Avem un mandat pe numele noastră aici. Așa. Percheziție. Putem să intrăm? A picat curentul și nici fel de problemă. Ce problemă? Putem să intrăm, să discutăm? Intrați, vă rog, să vă descălțați, vă rog, am dat cu locul. Intrați, colegi, vă rog. Cum vrei că să ne descălțăm? Nu putem să ne descălțăm. Suntem în acțiune. Putem să vă verificăm laptopul și calculatorul personal.
Mamă, dar nu mai... Hai. În afară de Windows, mai folosiți și alte programe piratate? Piratate? N-a să vă ocupați cu ce? Sunt vlogger. Așa. Și ca să faceți chestiile astea, nu folosiți niște programe de editat? Am un editor. Editează el. Eu doar îi trimit tot. Și dumneavoastră deloc nu editați, nu? Nu. Dacă noi găsim acum programe de editat aici al noastră, să știți că o să aveți o problemă mare. Aveți 18 ani împliniți? Da. Ok, bun, răspundeți penal atunci. Deci vreau să văd dacă aveți Windows-ul activat, în primul rând. Vă rog, putem să facem și stream dacă doriți, niciun fel de problemă. Dar vă rog frumos să vă păstrați calmul. Opa, ce zici acolo? Op, Windows, we have a problem. Păi apăsați să vedem de care este problema. Summon for accounts need attention. Manager accounts. Anumite Photoshop-ul, văd că are Photoshop. Ia uite-te, te rog frumos, vezi dacă are licența asta, colegul. E înregistrat? Apar niște chestii suspecte aici, de destul de dubioase. Și văd că are și premierul. Ziceați că nu editați dumneavoastră. Păi nu, dar mai fac modificări la clipuri, mai așa. Deci editați. Fac modificări, nu editez. Păi, o dată pe an... Adică editați. Rar, da. Adică îl folosiți și aveți licență la el? Da. Uite că nu are, nu are. Nu? Nu, nu, pentru că dacă ar fi avut licență, trebuie aici să se poată face update. Este crăcuit. V-am spus, n-am mai folosit de mult calculatorul ăsta, nu știu. Și ce calculator folosiți acum? Dar unde a stat? Cum adică unde am stat? Nu, unde stat calculatorul, că a spus că n-a stat la dumneavoastră. Poate altcineva a instalat programele astea, nu vreți să insinuați dumneavoastră. Aha, colegul, uite ce am găsit. Ia. Vezi acest program? Așa, ce-i pe el? Este cheiță pentru toate celelalte programe. Uh-huh. Încercați să vedeți că e un program. Uitați, trebuie cumpărat. Că așa se cheamă că e pentru parola de telefon. Nu e pentru cheiță și alte telefonii. Acest program mie îmi denotă că cred că o să vă luăm la secție cu noi. Te rog frumos. Haideți, Andrei Gabriel. Îmi pare rău, nu v-ați arătat nimic, că nu e nimic ratat. Și dumneavoastră veniți cu noi la secție pentru declarație. Nimic. Veniți cu noi la secție pentru declarație. Vă rog frumos să vă îmbrăcați. Conform mandatului avem obligația să mergem la secție. Dacă nu vreți să vă îmbrăcați... Salut! Tu știai, mă, este că tu știai. Ce asta? Da, să te știu când cineva știe, știi ce? Da, știa când îi știi, la rădă numai doar. Nu! Știai, nu l-am oprit noi! Deci vă zic că n-am oprit noi cu întrebări, știai, bă! Yes. Deci Andrei zbârnoa achivul Băloi este următoarea victimă, da? Acum, Gami știa. Deci Gami, eu vă zic sigur că i-a spus Ioana că noi venim, imediat ajungem la zbâr, sperăm că reacția lui va fi un pic mai pe măsură și că nu i-a spus nimeni înainte. Dacă i-a spus Gami lui zbâr înainte, oficial eu nu mai am ce să vorbesc cu ei niciodată. Și nu uitați că a ieșit pe piață cel mai amplu curs de vlogging la cel mai bun preț. Pe vlog.sherry.ro învățați tot. Și desigur cele 8 ore de videoclipuri sunt doar începutul. Abia aștept să ne întâlnim în aprilie pe Zoom și abia aștept să aleg câștigătorul pentru colaborarea cu mine din vară. Hai să mergem, băieți. Haide să mergem. Bună seara. Da, bună seara. Vă rog să deschideți ușa. Domnul Zbârnoaia? Da. Avem un mandat de percheziție, vă rog frumos. Uitați-l aici. Avem informații conform cărora de la dumneavoastră de nelocuință se folosește soft piratat și se accesează site-uri ilegale de piraterie și se descarcă programe ilegale pe care le accesați. Păi dați-ne voie să verificăm. Am venit cu mandatul de percheziție să verificăm aceste lucruri. Vă rugăm frumos să ne deschideți ușa. Până nu vin colegii cu berbecul și dărâmăm ușa. E păcat. Bună seara. Asta este mandatul. Bună seara. Dar înțeleg de ce nu e... Este agent Bogdan Pârvă, agent Toma Cristache. Toma Cristache. Bun. Haideți să ne arătați și nouă, vă rugăm frumos, calculatorul dumneavoastră. Vă rugăm să-i dați drumul. Parola, că nu știm noi parola din asta. Windows-ul are licență sau nu? Da. Ia, verificăm acum, să vedem. Ați băgat parola greșită, se pare. Okay. Aveți licență sau
Păi am nici dovadă. Dacă are de la tatăl dânsului, hai să vedem. Da, haide să vedem. Da, da, da. Noi așteptăm. Unde am licența de la Windows? Păi și poți să vii, te rog, să o aduci. Dăm poză pe WhatsApp sau ceva. Păi încerc... Am intrat înăuntru, că nu știu ce. Nu, încerc licența de la Windows. Haideți, haideți că nu avem timp să așteptăm dumneavoastră. Dă-mi poză, nu stick-ul. Stă departe tatăl dumneavoastră? Unde stă? Uite, poză. Tu sunteți să aibă licența activată în... Da, păi oare, dar am și dovada, dar nu merge acum asta, nu știu ce are. Păi, introduceți parola, vă rog frumos. Dăm cutia. Și cu stick-ul de la Windows. Dăm, pa. Da, o să vă arăt acum poza. Am cumpărat Windows-ul, nu e, da. Am înțeles, dar deschideți vorba frumos, că... Dar nu e... Ce, nu știți parola? Da, eu... Haideți, că nu avem timp. E numele dumneavoastră acolo, nu e alt nume. Ați văzut despre ce este vorba? Ați văzut pentru ce venim? Dar nu-s de acord să deschid parola, nu vreau. Păi atunci o să luăm noi frumos unitatea la secție. Unitatea, urma secție, o închetează... Închideți-o, vă rog frumos, ca să putem să luăm unitatea. Dumneavoastră vă luăm la secție, să dați... Și dumneavoastră vă rugăm frumos să vă îmbrăcați, că și dumneavoastră trebuie să dați declarații, că n-ați vrut să ne dați de bună voie. Nu vreți să cooperați? Păi dar nu stăm după dumneavoastră aici. Noi nu avem timp. Dar nu vreau să... Vă ocupați cu... Editare, cu... Editare și cu... Cu ce voi editați clipurile? În Premier. Păi și Premierul aveți licență pentru el? Da. Păi și ne arătați și nouă sau... Dacă l-ați oprit. Văd e-mail-ul, dar... Păi da, văd că ați oprit unitatea, acum... Dacă mi-ați aveți ceva de ascuns. Nu am nimic de ascuns. Ia, colegul, unitatea, te rog. Sunteți conștient că e posibil să găsim și alte materiale, inclusiv materiale pornografice la noastră în calculator? Nu, e imposibil să găsiți așa ceva, dar... Dar ce nu scrie că aveți voie să... Ba, tocmai asta e, că avem voie să... Eu sunt conectat acolo pe mai multe chestii. Adică, de exemplu, dacă voi luați unitatea, aveți acces la platformele mele de social media, nu se pare corect, că puteți faceți ce vreți. Nu, păi dumneavoastră veniți cu noi la secție, stați liniștit, că vă încălțați și haideți. Cum adică nu știți? Ce nu știți? Dacă nu știu parola, nu mi-amintesc parola, nu știu că am schimbat-o cu... N-am mai lucrat de vreo două zile. Păi și cum adică, dumneavoastră vreți să ne spuneți nouă că nu știți parola acum? Sau că vă aduceți aminte peste 3 ore, peste 5 ore? Cum lucrați dumneavoastră la calculator dacă nu știți parola? Acum nu lucrez. Păi, și îl țineți închis tot timpul, adică și rețelele alea de socializare la care spuneți dumneavoastră că am avea noi acces, cum avem noi acces dacă dumneavoastră nu știți parola? Înseamnă că sunt închise, nu? Nu, rețelele am acces de pe telefon, Instagram, YouTube și totul, dar nu vreau să dau acces sau cuiva de pe calculator să facă modificări. Păi nu, că veniți dumneavoastră, haideți încălțați-vă. Cu dumneavoastră facem. Încălțați-vă, vă rog frumos. Eu nu mai am, haideți să rog unitatea, haideți. Haideți, încălțați-vă, vă rog frumos și haideți la secție. Chemați-vă pe tatăl dumneavoastră, că haideți la secție, vă rugăm frumos. Haideți la secție. Hai, luăm, colegi, luați unitatea, iau unitatea, vă rog frumos. Hai că nu avem timp de el. Da, logic că cooperez. Păi și atunci văd că să tot încercați să trageți de da. Da. Să faceți bine să cooperați. Haideți, lăsați-vă. Dar vrea să vină la secție să declare acolo ce are... Cu ce te ocupați? Da, știi cu ce, ce vă ocupați? Dați-mi și mie un buletin, vă rog. Piraterie? N-am mașină, buletinul. Aveți mașină? Eram în izolare. Nu pot să cred. Vai să mă întorci. Vai să mă întorci. Dar chiar am problemele. Hai să-mi arăt. Am avut coloi, n-a fost cartuși coloi, ce vei? Suntem mascați de pe Wish, ești nebun? Vă mulțumim că v-ați uitat, fraților, la acest vlog, Academia de Vlogging, cel mai complex curs de vlogging, doar pe vlog.sherry.ro. Și ca întotdeauna, dar doar ce acest vlog este aproape frumos, v-ați dați mare pe butonul de like, să-i dați un share pe story, pentru că ne-aș tare, tare mult, dacă încă n-ați făcut-o, să vă abonați. Noi ne-am dus, rege și ordine, siguranță și încredere. Aveți licență? De ce? Haide! 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 Haide!